Mă duc să mă văd cu Cosmin Tudoran și ăsta în sine e un motiv destul de bun să las mașina acasă. Acum două zile am mâncat o mizerie de burger cumpărat din oraș. Arăta ok, dar știți cum e. În fine, de atunci încoace sunt cumva în buza indigestiei. S-ar putea ca o întâlnire cu Cosmin Tudoran să mă scoată de acolo sau... Stai să-mi revin din viață, că e ziua aia de luni, că eu de vreo 10 ani zile am realizat că nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă în jurul meu, în special ziua de luni. Deci, lunea, motoul preferat de nu înțeleg nimic din viață. Păi, Verdejo atunci. Numărul 2. Zii proful de vin, la nasul 1, nasul 2, ce zice acolo? Mineralitate și aciditate. Prospețime. Genul ăla de vin pe care trebuie să-l bei de vreme în zi ca să... Da, auzi, dacă... Până la mână după nas, să spun, am impresia că te poate ajuta să-ți creeze foame, să-ți dea senzația de a nevoie să mânci. Vreau să spun că eu am venit cu o tulburare masivă în zona gastro, încoace și după primul pahar mi s-a făcut foame. Deci, ce ziceai? Well, that's why they're going to Nu te-ai dus degeaba la școala aia. Asta numai după nas am zis, dar acum... Stai, exotic și pe gust. Da, auzi? Tu te pricepi la vin sau doar îți place să bei? Și una așa. Mai mult a doua. Recunosc. Și dacă ar fi să mă duc în București, într-un loc în care să beau, nu o să mă trosnesc. Adică să beau, să-mi placă vinul, unde mai duce? Deocamdată unde suntem, e clar. Nu e un loc rău ăsta, nu? Sau te putem să zicem pe nume, tasting room. Da, tasting room. Tasting room, plus că după colț au și hruba aia cu vinuri. Păi da, știi că tasting room s-a născut exact din pricina, între ghimele din pricina, evident. Datorită acelei hrube, pentru că ne vedeam cu foarte mulți prieteni acolo. Și după ce degustam și începeam să învățăm la anumite vinuri, mi se făcea foame. Și venea Bogdan cu paraja el, niște platoașe, niște așa o măslină, o brânzică, toți ziceam, ar trebui să faci cumva, să te mărești, să faci un restaurant, să vină lumea, să stea mai multe lume, că nu încăpeam, fiind foarte mic, Mergem să-i vizităm și pe băieți. 4-5 oameni, ulterior ne-am mutat pe stradă și am început să acopi așa să arătăm niște o gașcă de asta de cartier, ce bea pe butoi în fața magazinului. Da, tu bărbos, Lucian bărbos, motocicliștii la spart sticle. Lasă că mergem să vizităm și pe băieți, să vedem și hruba, dar mai întâi poate mâncăm ceva aici. Lângă vinul ăsta, nu? Da, eu ce-am degustat aici e enorm, nu știu ce e, n-am văzut sticla, n-am văzut eticheta, deci totuși. E? Dar e mișto. Da. Mie îmi place. Și mie îmi place. Nu, și mie îmi place, sunt la al doilea pahar. Tu cu ce le-ai mâncat? Eu l-aș fi mâncat cu niște creveți, spun drept. Creveți? La aia da. Am gândit și eu niște paste cu creveți. Așa, hai să probăm treaba asta. Tudoran, spui rugăciunea înainte de creveți? Măi, un sateu convins protestant, deci nu știu ce rugăciune să zic, dar... Păi asta, cu pusul pe Facebook sau pe Instagram. Da. Asta e noua rugăciune, faci o poză, pui pe Instagram. Mulțumesc acestui om care susține teoria umamiului. Și ne rugăm la zeul crevetului absolut. Deci fără și exagerare, cine e prin București și nu a trecut pe aici ar trebui să o facă, pentru că nu că merită. Îți ești tu ție dator măcar o dată să mănci bine aici, la tasting room. Fără și exagerare, am un mic cum arată. O zi tu, uite, te uite la tine. Și eu rămân așa vreo 3 minute doar să miros treaba asta, dar... Răcindu-se, nu o să mai fie așa de volatil totul. Da, by the way, până la urmă... E spaniol. E spaniolul ăla, da. Javier Sanz. Șanț. Da. Și într-adevăr să... Asta am băut lângă creveți. Un spaniol. Un verdejo foarte bun. Și am avut dreptate, are 13% alcool. Nu sunt foarte apropiat de vinurile spaniole, în sensul că nu știu foarte multe lucruri despre zona de unde vine, bla bla. Nu, dar uite că ai avut noroc și de data asta. Da, am avut noroc. Deci de după nas am și zis, bă, mere, bă, sunt geamăn, cred că ceva s-a întâmplat în tinerețea mea când am dat peste un munte de noroc, nu știu cum, dar whatever. Hai.
Au venit Chiorpec și... Da, așa-i film. Ba, ce faci acolo? Tudoran, lasă telefonul în pace că nu ajungi bine. Hai să mergem un pic în clubă la băieți. Să luăm și un vin pentru o casă. A, da. Păi chiar ai dreptate. Da, apropo. Nu poți niciodată să pleci de aici fără cu ceva la pachet. Adică trebuie să mergi cu desaga făcută, că așa e fain. No. Ce vrei să mă întrebi? Am vrut să întreb. Ți-ai luat cămășile la spălătorie. E foarte fain aici, că știi, poți să fii și util. Adică vizita asta este... în aceste două locuri, că suntem că așa, dacă mă întreabă nevastă-mea unde te duci, la spălătorie. Exact, asta e, să iau cămășile de la tuns, de la călcat fără rever pe manșetă. Nu, întrebarea era, după câte pahare de Verdejo trebuie să ne oprim ca să rămânem totuși coerenți cumva pentru filmul ăsta. Are voie să trec cu paharele... Are voie, domne, că e locantă privată, deci... Ai voie să dai colțul cu paharul? Ai voie să dai colțul cu paharul, dar să fie în mână și să stea în picioare, să rămână vinul înăuntru. Ai voie să dai colțul, dai contraindicat. Da. Intrăm înăuntru să luăm. Da, hai să ne luăm o spumant. Nu e obligatoriu să fie șampanie, șampenoază, și ce, vreau să fie un spumant, că poate ni se face un pic rău după cină și am înțeles că ajută. Cavă. Da, o cavă rece. Cavă, e partea aia altă. Stai că virgulă românesc. Stai. Pare pe care trebuie să vrei un spumant internațional sau unul românesc? Vreau un spumant... Mai întreabă-mă o dată. Zi după mine. Să... Sergiu Celibidache. Dacă nu mă zici și prima, e clar. Ești la prea multe pare de Verdejo. Deci, un spumant românesc sau un spumant internațional? Sergiu Celibidache. Internațional. Păi atunci du-te-l. Pă cava. Scuze, gata, nu că nu ne-am bătat, ne jucăm, v-am stropit. E cava, doamne, deci hai să luăm o cava, este spumantul spaniol, este această șampanie a Spaniei, deci dă-i drumul. Când v-am stropit, nu e cava, nu e nicio problemă. Iese la spălat. Că aveți spălătorie cu pe colț. Cava. Nu știu să citesc ca și spaniolii, dar este un cupaj din trei struguri, tocmai ca și șampania. La șampania avem Pinot Noir, Pinot Meunier și Chardonnay. După fermentație, a doua fermentație, sticlă, bla bla bla, și aici avem, cum îi zice? Că tu ai făcut practic în Spania. Matabeo, Șarăiu și Parăian. Uite, un alt domn care poate să ne spună mult mai multe lucruri despre cava. Băi, ce ați făcut, bănele, mă? Ce ați făcut, bă? S-a umplut locul de prăduitori? Da, un pic n-am fost atenți și... Da. Ungurii din Bistrița au spart baia Grivița. Da. Mai ales ungurii din Bistrița cu numele de Tudoran. Un magazin de vinuri corect pe Barosăneală, cum ne place nouă. Ne aflăm aici în prezența a trei prăduitori cu scopul declarat de a achiziționa un rom de o calitate excepțională. Stați liniștiți, nu e vorba de un produs al epocii de aur, e vorba de B13 de la Bentley, pe care îl solicit ambalat cu reducerea aferentă corespunzătoare, pe sărăcie cum nu ne place nouă, buget de austeritate, avem discount aici. După cum puteți vedea, locul e plin de sticle, în fiecare sticlă e cât un duh, prezumat a fi duh rău, că te îndeamnă la stricăciune, dar mă aflu în compania unor domn care... mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Cât avem? Rămâne ca domnul să achite acest frumos cadou. Atunci domnului să ne rugăm, să zic așa. Să încheiem această filmare înainte să se întâmple lucruri tragice. Tudoran, mulțam! Bază la Punct Live! Vestea bună e următoarea. Mă întorc acasă cu o cava foarte bună, recomandată de Cosmin Tudoran, luată de la Ethic Wine. Mă întorc acasă cu 3 pahare de Verdejo în fizic, foarte bune și alea. Și pe lângă asta, parcă nici nu mai am senzația aia apăsătoare pe care o resimțeam după burgerul despre care v-am povestit la început. Hai să fim sănătoși!